Răzvan Dumitrescu! Antena 3 aici? Voi sunteți, de fapt, Antena 3. Din acest motiv, Antena 3 care vă intră în casă, este foarte, foarte deranjantă. Din acest motiv, pentru că voi fiind atât de mulți, aflați de la Antena 3 de porcăriile pe care le fac niște indivizi în această țară. De porcăriile pe care cei pe care nu i-a ales niciodată nimeni și care nu sunt niciodată văzuți și care stau prin anumite birouri în partea aia, sau poate prin anumite birouri în partea aia, sau poate că unii dintre ei stau și cu dumneavoastră în casă, cine știe, poate v-au pus și microfoane. Ei bine, ăștia pe care nu-i vedeți, nu-i auziți și nu-i votați, sunt cei care fac și dreg în momentul ăsta lucrurile pe care le vedeți în legătură cu Antena 3. Vreți ca această țară să fie condusă de cei pe care într-adevăr îi votați? Sau vreți ca această țară să fie condusă de niște indivizi care stau în spatele perdelei, în spatele butoanelor, pe care nimeni nu-i vede și care fac ce vor cu viețile voastre, cu pensiile voastre, cu salariile voastre, cu locurile voastre de muncă, cu posturile de televiziune, cu presa scrisă pe care au mormântat-o? Vreți să existe Antena 3? Vreți să plece cei care fac porcării? Atunci să le spunem un lucru. Nu pot ei să închidă cât putem noi emite. Antena 3 aici și eu vă promit vouă că niciodată nu voi fi altfel decât așa cum m-ați cunoscut. Și așa vor fi toți colegii mei. Ăsta este lucru care îi jenează și îi doare cel mai mult. Răzvan Dumitrescu!